Am să vedem de avea conspirații și, într-adevăr, este o acuzație foarte multă și tot ceea ce am discutat aici, cred că a fost în natură să convingă că nu este o paranoia, nu este o aberație, o teoria conspirației, ci este vorba de, așa cum spunea Părintele, de lucruri, și cum spunea și domnul Miții, un lucru foarte vechi, o istorie foarte veche și care au în spate, sigur, o minte diabolică. Așadar, trebuie să dăm cu toții mărturie și, cum spunea domnul doctor, trebuie să ne rugăm. Mulțumesc tuturor pentru că ați venit și mulțumesc Părintelui Cristian Galeriu, mulțumesc Părinte pentru că ne dăzbiți aici și parohie și Părintele Paroh și facem de greșe.